Bună, dragi prieteni, bun pe Ruta Scalping. Astăzi voi face video de analiză tehnică pe acționar și un pic de forex. Deci să începem. Aici sunt pe Nasdaq Daily. Asta e ceea ce m-a așteptat trecută, pentru că cred că a făcut o fentă de la trecută și m-a să strângă după care, în momentul în care strânge patrul ăsta, avem un respir de mercat. S-a dus să murdărească trei atingere aici, a pus minus, care le-a făcut. Problema care este că s-a dus cu o lumânare singură, deci s-a dus direct și aici a lucrat o mega fentă. Acum să vedem dacă e pe idei, să mergem mai mult în lateral în zona asta. Acum, important și foarte extrem de trigger, devine minimul ăsta aici. Deci minimul ăsta aici, în momentul în care să pregătească o conformație de short, e extrem de trigger. Dacă e să avem corpul de pe săptămână, de exemplu, deci aici pe săptămânal, vedem că a lucrat o fentă pe medie de 10 săptămânală, în momentul în care e să închidă un corp de luminare sub media 5, după care e să lucrăm o conformație fidelii, ne putem gândi ca să ne să atacăm minimul ăsta. E destul de puternic momentan și de preferat long. Deci în situația asta, de exemplu, deja ruperea la corpul ăsta e de preferat long în momentul ăsta. Problema e că a lucrat o fentă aici. Deci încă săptămâna nu s-a terminat, dar e de preferat long. Dacă e ca săptămâna să închidă așa, e destul de puternic pe săptămânal. În azi, dacă. Ia să mergem pe tăi mai mic, de exemplu, 4 ori. Deci asta era ceea ce m-a ajutat trecut de trecută pe 4 ore, pentru că eu strângeam media 200 cu media 50, mi intra în conformație, după care se ducă să rupă long. Și ceea ce a făcut. Problema că a lucrat un... destul de puțin aici. Deci dacă lucra un pic mai mult, era mult mai, mult mai ok. Acum astea, deci rămâne aceeași teorie și acum. Deci în situația asta. Problema e că dacă, cu cât ne ducem să testăm o medie, cu atât o slăbim. Deci acum dacă e să ducă să o testeze, s-ar putea că 60 data asta mă, lucrează cu Deja avem aici primul, cum spun eu, primul atac de short, minimul ăsta de aici. Deci să este Nasdaq, merge pe S&P. S&P a lucrat, mergem pe daily, ca să vedem ce a făcut daily. Daily s-a dus, a testat medie 50, a rupt un, un drept a rupt uh, zona asta, a făcut de deci asta era un short extrem de frumos pentru că s-a dus întins, a făcut fintă, a închis în conformație în zona de breakout. De aici era un short garantat, deci garantat de aici short minim medie 10 daily Aici asta din, pic, din, din punct de vedere săptămânal, din punct de vedere săptămânal foarte grav dacă e să închidem uh, săptămâna aici, deci deja minimurile astea două devin trigger bine, dacă e să lucram aici. Problema e că medie 50 nu prea o respectă, deci nu prea putem avea încredere. Deja când e să ne apropiem în zona asta, să lucrez o zonă de lateralitate aici, putem avea un, o accelerație short, să spunem, pe SMP Ia să un pic de timeframe mai mic, pe 4 ore. Pe 4 ore s-a dus un pic am întins, deci aici rămâne discursul asta Deci, dacă noi acum, e să 50 o să apropie, 200 îl avem aici ca trigger, de exemplu, Plus dacă este ca să meargă în lateral prețul gen aici mergem în lateral și în momentul în care 200 de se apropie aici și face ruperea, face ruperea și la 200 îi destul de trigger nivelul ăsta pe S&P. Problema e că pe 4 ore s-a dus destul de intens. Deci s-a dus destul de Oricum când e să iei o direcție, deci uitați aici, când ia o direcție o mențin și la fel și ușor, dacă este o direcție o mențin. Mergem pe DAX, Asta e un pic de punct de vedere săptămânal, pe DAX din punct de vedere de data era eram short, o să mergem după aia pe mai mic să vedem ceea ce am spus. DAX a lucrat aici ofentă, momentan menține media 5, media 5 săptămânal, am atins de abia media 10 pe săptămânal, deci deja nivelul ăsta de corp e destul de trigger pe săptămânal, dacă e ca următoarea săptămână să menținem nivelul ăsta după să facem ruperea. Ia de un pic pe daily. Pe daily a lucrat destul de fenty. Deci nu prea respectă media 10. A lucrat destul de fenty. A creat nivelul ăsta extrem de frumos care a făcut o fentă. Îi de preferat uh, long în cazul ăsta pe DAX având în vedere că a fentat nivelul ăsta short. Dacă e să ne întoarcem la nivelul ăsta deja minimul ăsta de aici este trigger pentru a căuta un, un short. Maximul ăsta de corp de aici este trigger pentru a căuta un long pentru a mai mic, de exemplu 4 ore pe DAX. Aici v-am spus data trecută că dacă e să mergem în lateral și creează zona asta de range, în momentul în care rupe nivelul ăsta, trebuie să accelerezi ceea ce n-a făcut. Deci s-a dus, a făcut o fentă, a închis în nivelul și se întoarci imediat contra. De asta trebuie să închidiți imediat după, zici, dacă lucrează o fentă și nu accelerează în momentul în care vă așteptați un breakout, de exemplu, timeframe mare, cum ar fi 4 ore, nu face asta, e închis imediat pentru că după vi se întoarce contra și vi se întoarce în contra destul. Ok, mergem pe Italia. Pe Italia sunt short, la fel și Italia, uitați de deci s-a dus, n-a rupt nivelul. Deci încă creează zona asta de range pe, Italia, deci, să ștergem un pic toată asta, ca să înțelegem un pic mai bine. Deci aici era range-ul nostru de preț, este de un pic pe P daily, pe daily murdărește. Deci acum murdărește, acum dacă ies, să... a făcut o fente short aici, deci am retestat zona asta de breakout, care a menținut-o. Acum dacă e să închidem lumânare de ele aici, Ies de un pic și dacă săptămânală. Dacă săptămânal se menține de supra de 10, e de preferat a căuta un long. Pii, în momentul în care e să depășim maximul ăsta săptămânal, să chiar și nivelul de corpul următoarea săptămână, cu schimbul de ei săptămânal. Pe ideile, dacă e să închidem astăzi la nivelul ăsta de supra la medie 10 și de supra la de 50, deja dacă închidem de supra la medie 50, e de preferat a căuta long pe tăi mai mici, Italia. Azi de un pic 4 ore, pe 4 ore am urtării de 200 deci nu avem încredere mediu de 200. Acum pare că menținem destul de bine 6, 50 deci dacă e 50 o să creez o conformație în zona asta de presă pentru că acum s-a dus un pic am întins, să de un pic orar. Deci aici dacă e să creăm ștergem asta. Deci în range-ul ăsta de pres, dacă noi creăm o lateralitate îi... E preferată a căuta un long în cazul ăsta, Dacă îi scriem o lateralitate aici, gen așa, după care să facem ruperea. Dacă e să o rup în momentul în care rupi uh, 50, e de, de luat ușor în momentul, gen dacă prețul lucrează pe partea joasă a conformației. Dacă lucrează pe partea în alta a lucrează mai mult la nivelul ăsta, La nivelul ăsta e trigger de a căuta un long. Ok, Rusia. Uh, Rusia asta e dată trecută, i-a să un pic săptămânal săptămânal foarte bine pentru Rusia. Menținii media 10 pe săptămânal a făcut și un retest săptămânal. Mare atenție pentru că este a patra săptămână pe verde. Pare că intenția este să ne ducem să luăm 50 pe săptămânal. Problema că are nevoie de un moment de respirație. spun spunem că deja săptămâna s-a retestat media 10, ceea ce este foarte important. Dar nu i spus că o să facem a cincea săptămână pe verde. Deci mare atenție în cazul ăsta de a căuta lung. Iați de un pic pe daily. s-a dus destul de intens. Pare că intenția este în media 200 pe care chiar și 60 pe săptămâna. Deci Rusia este destul de puternic. Ia de un pic pe un time frame mai mic, 4 ore de al trecută ce am spus. Deci 4 ore de al trecută am spus că la să meargă, să mențină range-ul să cred că era pe un time frame și mai mic, că mergem pe orar. Da. Deci aici a creat o lateralitate, a rupt nivelul ăsta, a făcut o fentă la nivelul ăsta care era extrem de trigger shot cu target media 200 după care am menținut range-ul ăsta și a rupt long. Deci în cazul ăsta aici se putea lua un long pe Rusia. După care, n m cum s-a dus, s-a retestat 200 și a plecat direct întins. Partea asta de aici este curată, partea asta aici nu este curată. Deci aici da, să înțelegeți ceea ce vrea să facă prețul aici mai puțin. Azi de un pic 30 de minute. Ok. Deci da, cred că era pe 30 de minute sau un sfert de oră. Nu mai știu. Ok, asta este Rusia. Acum ia de un pic de acționar. Începem cu AMD, săptămânal. AMD, săptămânal, eram lung de trecută, pentru că am spus că dacă este stem, să menținem media 10, îi de căutau lung pentru că se ducea întins pe 10, era foarte frumos cât da, pideli trebuia să menținem media 200, care se ducea stră, media 50, care trebuia să ducă să facă a treia atingere aici. Nu s-a dus și a făcut-o, acum am urdărește destul nivelul, deci aici este o bătălie. În, moment, în situația asta, de exemplu, eu n-aș prefera să caut nici short, nici long în situația asta, pentru că aici nu e clar și aici, când toate mediile sunt aproape una de alta, noi nu avem o, un trend, să spunem, deci nu avem o direcție a mercatului. Deci e distat și să stați fără să faceți nimic ca să știți că tot înseamnă a face trading. Pentru că nu faceți pierderi. NIO, NIO aici, dar trecut am spus că dacă e să meargă în lateral și rupi nivelul ăsta, e extrem de trigger shot pentru că era minimuri noi. Problema că a făcut o fentă. acum dacă noi ne-am am recuperat zona asta de preț, deci de aici ștergem. Deci noi am recuperat zona asta de preț aici care este. Să ștergem și asta, ștergem un pic tot. Noi acum am recuperat toată zona asta de preț. Acum e de preferat a căuta un long. În momentul în care ei se închide în lumânare deasupra la media 10, de exemplu, asta se închide în deasupra la media 10, ei de preferat a căuta un long la lateralitate, de exemplu, pe un timp mai mic, cum ar fi două ori. În general, pe 2 ori acum se duce, spune că face o fentă aici, se duce, testează media 50, după care recuperează înapoi nivelul și ne ducem să luăm target pe media 200, ceea ce ar fi după o conformație de trigger pe daily, care ne ducem să luăm target potențial media 50 media 50 pe pentru că aici a făcut o fentă nivelul ăsta este extrem de frumos care l-a creat aici deci trebuia să rupă la nivelul ăsta când făcea breakout ul de aici un minimul o de genul de un 3% plus minus ok, petrol săptămânal petrol săptămânal foarte, foarte slab foarte slab, a rupt destul de intens Acum să vedem, iasă de un pic pe daily, dacă e să închid aici, deja am urdărit nivelul ăsta, plus minus un pic, am urdat pe săptămână, iasă de un pic daily. Daily s-a dus excelent trigger uh, short, și situația asta cred că eram uh, long pe un time frame mai mic aici, în situația asta, pe a creat nivelul ăsta frumos, aici a fost excelent trigger short după un retest foarte frumos și lumânări de panică, foarte bine, azi de un pic pe time frame mai mic pe două ore, nu cred că mi am uitat pe două ore, cred că mi am uitat pe 4 ore, azi un pic. Da, eram pe 4 ore, cred. Deci media 60-50 am menținut-o destul de bine, a, a împins prețul în jos, după care la nivelul ăsta aici a, o creat realitatea asta și a rupt minimul. Deci a rupt 1, 2, 3, a 4 atingere, pentru că aici era o fentă care lucra tot la trepute. Și asta, astea sunt lumânări de panică, de exemplu. Vedeți, astea, asta, 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 asta e lumânări de panică. Asta nu mai e panică extremă aici. Foarte bine. În situația asta, de exemplu, acum s-ar putea să ducă să testeze în media 50, în momentul în care e, pe cum am menținut o curată, în momentul în care e, de exemplu, ștergem tot, media 50 să apropii, deci prețul acum se duce spre media 50, media 50 să apropii, prețul se duce aici. Mai atingem încă o dată, avem deja una, două, trei atingeri. Curățenii, în momentul în care prețul este, de exemplu, să creezi o zonă de la cu media 50, are mințini gen bate, bate ceva de genul și o respectă curat și prețul din 5, în 5 ne apropiem și 10 lei. Deci, trebuie să facem rupere și să vedem o accelerație pentru a retesta zona asta. E foarte probabil să facă lucrul ăsta. Cafea. Cafea săptămâna și aici am dat-o iar în bară. Ia să un pic deci, aici, ia de aici, un pic pe daily. Pe daily trebuia să menținem media 10, na, ceea ce n-a făcut-o. Ok aici ceea ce mă așteptam cu media 60 să ar să facă în momentul ăsta să ștergem un pic tot în momentul ăsta respectă media 60 de media 60 o menține mare atenție în cazul în care e să închidem luminar de despre la 200 pentru că aici suntem într-o compresie între 200 și 60. Deci mare atenție pentru că dacă e să luăm o direcție aici o să fie extrem o direcție pe care o vom lua mare atenție corpurile astea este un pic pe săptămânal ok. Deci ce și de 10 pe corpurile alea, deci mare atenție în momentul. Dacă ieși săptămânal, o să închidem deasupra la 60 săptămânal, îi extrem de trigger a un long pe cafea. Ia de un pic daily, extrem de trigger dacă ești să închidem deasupra, deja minimul, maximul astea sunt 1, 2, 3 atingeri, deci avem 1, 2 și să facă 3 atingeri. Ia să mergem pe un mai mic, pe un mai mic este 4 ore, este în compresie acum, pe, între media 200 și media 60 le respectă destul de bine. Acum a a dus un pic am întins în momentul în care e să respirăm, de exemplu, pe un time frame mai mic, două ore, de exemplu, acum să fac aici o lumânare roșie, minim, pe două ore. Chiar și pe orar avem nevoie, deci acum să merg aici un pic în lateral, după care să facă roperea, chiar și lung, chiar și scurt, Pentru că pe daily e extrem de, de, frumos. Pe daily mi-e frică să nu fac locul ăsta cu 60, deci tot mai rămâne pe asta să nu fac lucrul să gen preț cum face o fentă aici, după care se duce și coboară jos. Dar dacă e să închidem deasupra, e trigger de a căuta un long. Uite că de a căuta un long, poate ne ducem să facem un două atingeri la nivelul ăsta de aici. să vedem un pic baba. Baba asta era de la trecută. Da, să ștergem un pic tot și pe baba. e de un pic ce am făcut aici. Ok, deci avem un două atingeri short. Ștergem tot. Baba avem nivelul ăsta pentru a căuta un long în momentul în care este să atingă trigger plus minus avem un două atingeri la nivelul ăsta. Deci asta este un, un, două atingeri. Trei atingeri de fapt. Ok, avem un două atingeri la nivelul ăsta aici. Deci o ceașcă. Acum să vedem intenția care vrea să fac. Să vedem dacă e, precum acum să duci un pic, că am întins pe media 5. Să vedem dacă e să luăm un pic de respir în care testăm media 50, după care se duce aici, ori rupe aici a treia atingeri short și accelerează, ori lucrează oferent aici, după care ne să facem un două atingere aici ca să ne ducem să mădărim maximul de astea de aici. Deci acum e de văzut, momentan, ia să un exemplu pe un time frame mai mic, pe un time frame mai mic a deja media 50, deci de preferat, eu aș căuta un short în situația asta, în momentul în care, precum mi-a făcut fenta asta, dacă e să ne întoarcem deja de a căuta un lung, trebuie să fie nivelul ăsta aici. Eu nu prefer să caut pe nivelul ăsta aici un lung. E, e prea înalt. Momentul, precum aici a fost pălmuit destul de bine, momentul în care e să fac un breakout, de exemplu, de 50, mare atenție pentru că are caracterul ăsta. Deci aș prefera să caut short în situația asta, de exemplu. Ok, mergem pe bi Beyond Daily Beyond Daily a rupt short Acum e destul de intens, de dacă e să respire, să, precum a făcut destul de fente pe medie, 10 în momentul în care e să ne apropiem A Acum dacă e să închidem un nivelul ăsta în conformație, a lucrat o fentă a short-ul ăsta și o să ne ducem să testăm media 10. E foarte probabil de data asta să ne ducem să testăm mede 50 pentru că deja a lucrat, a testat deja de multe ori mede 10 și s-ar putea că data asta mede 10 nu, nu o să o mai mențină. Deci mare atenție, să un pic pe două ori. Da, pe două ori, uitați perfecțiunea care o are cu mede 50. Dacă e să ne apropiem de mede 50 și lucrăm o zonă de lateralitate, mede 50, s-ar putea să facem o rupere și să avem o accelerație. Ok, greu săptămânal. Greu săptămânal. A căzut. Ok, deci au avut mini, toate minimul ăsta erau trigger pentru că au un short pe săptămânal, iar de un pic pe daily, pe daily, uitați aici, perfecțiunea una, două, trei atingeri, aropere, destul de bine. Sau să întins pe media 5, deci ăsta e un short extrem, Am închis de deasupra, deci acum normal dacă e să ne ducem să le testăm, să putea și continuu trendul short, dacă e să închidem luminare în zona asta, în conformația asta, ne ducem să le testăm media. 50, care deja a testat -o una, două, asta ar fi a treia oară. Deci, de data asta, dacă e să o retestăm, s-ar putea să ne ducem să murdărim 200. Deja, maximul asta de exemplu, poate să fie un trigger, un target. Ok, Tesla. Tesla, cred că asta e ceea ce am făcut la trecută. Tesla nu prea este într-o situație ok, asta e un punct de vedere săptămânal punct de vedere săptămânal destul de intens, deci din punct de vedere săptămânal mă așteptam deja să duc să testez în media 5 pentru că s-a dus extrem de intens. Ideile nu arată prea bine pentru că e într -o, într -o, a comandat media 5 și are testa media 10, încă sunt foarte puternici cei care s-au dus short. Mă așteptam foarte probabil, de exemplu, dacă nu ziceam să testa media 5 pe săptămânal s-a gap-ul ăsta. Deci s-a gap-ul ăsta, după care să-și continuă trendul short. Ia să un pic pe 4 ore. Pe 4 ore e destul de drăguț, deci 4 ori mă în gen să rezolvă o aici, după care să rupem long, să le testăm media 15 săptămânal, n-a făcut-o, dar e destul de drăguț long, pentru că căuta un long tot rămâne în situația asta aici, pentru că a, crea, a, crea, a făcut o fentă, să întoarcem înapoi, menține media 50 destul de bine, deci mare atenție aici, pentru că avem deja 1, 2, 3, 4, deci de 4 ori a retestat zona asta, deci în momentul în care ies o rupă, s-ar să avem o accelerație pe Tesla. De un pic și 4 ori dau. Deci, uitați compresia în care este. Zona asta aici e, e o zonă în care, dacă nu accelerează, e dinchise imediat, pentru că uitați ce caracter are partea asta de aici, în momentul în care s-a de zona asta aici. Deci, mare atenție, că aici s-ar putea să vă o pană. Situația asta eu o pun, și acum aici. Tot așa, eu prefer să caut un lung. Ok, Amazon. Mergem pe Daily. Am văzut un deja a făcut lucrul ăsta, Deu să ștergem. Ok, a rupt, am creat un 3 atingeri pe un nivel dinamic. Deci avem un 3 atingeri pe un nivel dinamic. Asta este 1, 2, 3. A lucrat o fentă pe medie 200. -ii. Mare atenție pentru că acum momentul ăsta s-a întors în range ăsta de preț. Deci acum dacă e să lucrez în range-ul ăsta de preț aici, mare atenție minimurile mare atenție minimurile pentru că s-ar putea să lucreze ceva de genul. Ceva de genul. Deci mare atenție la minimul că dacă e să ne apropiem, sunt, devin uh, trigger minimurile. Minimul astea încep să devin trigger. Mare atenție. E preferată preferat a căuta lungă în momentul în care e să închidă lumânarea de supra de 200, în momentul în care e să ne apropiem din maximul ăsta, de exemplu. Sau chiar și corpul, de să de un pic pe săptămână. Da, pe cum pe săptămâna s-a dus un pic, am întins în momentul ăla am testat medie 10. Dacă e să închid deja așa, e destul de interesant. A testat una, două, asta e treia oară, deci a patra oară în care să ne apropiem din media 50 pe săptămână, Mare atenție că dacă e să o rupem, vom vedea o accelerație pe Amazon pentru un long. Dar dacă e să lucreze pe partea joasă a minimurilor, e preferată preferat a căuta short. De exemplu, 4 ore deja lucrează o conformație aici de, de căuta un long. Asta este 4 ore. Deja deci, dacă o rupe aici ar trebui să accelerez. Microsoft. săptămânal. Microsoft săptămânal a făcut lucrul ăsta. Cu pideile testa media 60, este un pic A rupt oricum, săptămâna a rupt un 3 atingeri, deci 1, 2, 3 atingeri. Acum se duce aici să crezi un 3 atingeri, deci aici dacă e să facem un două atingeri după care să lucrez o ceașcă sau chiar să ne să testăm Dar, și zona asta de breakout pentru a lucra o ceașcă, e foarte frumos Microsoft. Azi daily, da, pe daily am testat media 50, testat gap up, a rupt nivelul ăsta și uh, de trigger. Acum să dacă e să menținem pe cum s-a dus pe media 5, să dacă e să fac un retest din zona media 10, după care să începem să facem un două atingere aici. Foarte bine Microsoft. Silver. Silver p daily, cred că a atins media 10 săptămânal, Da, a plus minus acum când o să facă schimbul de săptămână. Media s-a dus de sus aici o să parcă la testa deja lucrăm un trei atingeri, deci la nivelul ăsta avem un trei atingeri foarte bine. Mai atenție în momentul în care rupe, se duce un pic cam întins, un pic cam mult întins. Mi-e frică la zona asta de a căuta un lung pentru că e foarte probabil să lucrez ofent aici, deci aveți grijă. Aveți grijă în momentul ăsta. Aici a descărcat, dar aș prefera să ne ducem să testăm media 50 de minim. Sau, de exemplu, o medie importantă, cum ar fi, ia să un pic, 8 ore de exemplu. Iar să ne ducem să descărcăm iar înapoi un pic pe 8 ori, lucrăm în ceașcă, după care să facem ruperea asta, devine un 4 atingeri și ar fi mult mai bine. Gold. Gold cred că a făcut fenta pe daily, foarte rău. Ne-a rupt a treia atingere pe daily, care era extrem interesant. Pe cum v-am spus, dacă se duce întins, lucrează cu siguranță, deci e foarte mare probabilitatea să lucreze o fentă pe nivelul ăla, dacă este ceva de genul. Deci asta este întins dacă e să ducă cu o conformație ceva de genul gen conformația asta care a lucrat -o aici o lucrează aici înainte să facă ruperea e foarte probabil să vedem lumânări de genul la rupere deci ceea ce plătește el în trei lumânări astea le vedem la breakout. Deci le vedem în momentul în care rupe dar dacă el mie îmi pleacă de aici aici așa el deja mi-a plătit în, în, în partea asta de aici, care a lucrat-o. Deci e, e, probabilitatea, cum spunem, nu e în favoarea noastră în momentul în care e să facă ruperea, să ne mai facă încă o dată lumânările astea. Deci câtă probabilitate avem noi că ne mai facem că încă o dată trei lumânări ca astea, așa? E foarte slabe. Deci de asta spun că dacă e se duc în tens, îi, îi spun 87% probabilitate că ne lucrează o fentă. Și asta e momentul în care ne lucrează o fentă, lumânarea dacă e se închidă în conformație, e de preferat a căuta un long plus un short. Plus, de exemplu, pe gol, dacă el acum închide lumânare în range-ul ăsta de preț aici, gen aici, dacă închide aici, a reintrat iar în, într-o bătălie, să spunem. E mult mai mult de preferat a căuta short-uri în cazul ăsta. Acum să vedem dacă este să ne să testăm media, descarcă pe media 50, chiar aș prefera pidele, de exemplu, să văd o luminare care să o închidă sub media 50, după care să recuperăm media 50, asta mai durează, poate în colună 2, după care să ne ducem, iar aici, în zona asta, să mordem nivelul ăsta. Plus, dacă e în cazul ăsta să menținem media 10 pe ar fi și asta un plus. E bine, gen, testăm media 10, după care iar ne întoarcem aici și facem 4 tingeri. Atunci, da, atunci înseamnă că se întoarce la nivelul ăsta cu, cu bani. Dar nu se duce întins. Vedeți. Mm. Nimic dispus. Acum să vedem ce fac. De preferat acum să, lăs, să lăsați aurul, de exemplu, să descarce un pic. Pfizer. Mergem pe daily. Pe daily preferam să facă ceașcă la nivelul ăsta. Da, n-a făcut, arup direct cu care acum a creat o conformație și s-a dus short. Problema așa aici, dacă e să ne ducem un pic cam întins, ar putea să lucreze o fentă la nivelul ăsta. Ia un pic 12 ori. pe 12 ore. Pe 12 ore deja lucrează fentă, da, pentru că aici a rupt, ăsta era nivelul trigger și acum are închis înapoi în conformație. de asta, n-a fost lumânare de panic. Deci de aici e de preferat de a căuta lunguri pe time frame mai mic, de exemplu. Deci, de exemplu, în, care, în momentul în care faci o lateralitate în, pe media 50, aia, Media 50 se apropie deja minim, maximurile astea de aici devin trigger. Deci deja maximurile astea sunt trigger. În momentul în care îți fac ruperea target media 200 de pe oră. Apple săptămânal. Apple săptămânal testează media 5. iar de un pic pe daily. Deci dacă îmi scrii pre aici înseamnă că o să deschidem deja aici, deci lucrează deja o fentă. Pe daily, nu mai menținem media de daily pentru că le murdărești. Toate minimurile astea dar trecută v-am spus aici că dacă e să rupi în range o să deprezi, trebuie să accelereze pe medie de 10. Deci minimul ăsta devine important, minimul ăsta e important. Deci uh, Apple menține media de pe media 5 în ultima parte, deci media 5 pe săptămânal. Ia să un pic pe 4 ori. 4 ore nu respectă 4 ore, 6 ore, deci menținim media 6, 50 pe uh, 6 ore, Deci media 50 6 ori comandă. În momentul ăsta s-a dus atingă, acum a plecat întins, a rupt nivelul ăsta, a murdărit. Hmm. N-aș prefera să caut lunguri în situația asta, de exemplu. Deci lumânările astea de aici, care e probabilitatea mică de aici, mai face încă două lumânări ca asta. N-am probabilitate în favoarea mea, Deci uite așa aici, de exemplu, când a plecat întins, n-a făcut lumânări de genul la breakout un caracter destul de particular. Dacă în momentul în care ies să lucrezi o lateralitate cum a fost asta aici, în momentul în care rupe lateralitatea asta, e preferat a căuta un short. Deci aș prefera să am răbdare și să caut un short în cazul ăsta pe Apple. în momentul în care se apropie media 50 pe 6 Azi meta. Meta aici v-am spus să uitați lateralitatea asta care a lucrat-o. În momentul în care rupe trebuie să accelereze. Aici Target la minimul des la n-accelera s-a reîntors înapoi. Deci uitați lumânările care le fac când, când lucrează o fentă. Deci trebuie să închideți imediat în momentul în care e foarte periculos când, când lucrează o fentă. ia de un pic săptămânal. Săptămânal ne-am dus să testăm media 10 foarte bine. Să deci, ștergem un pic. Am testat media 200, am testat media 10 foarte bine. Mențini, mențini, deci deja corpurile astea devin trigger. Are retenție și la maximul ăsta de aici. Problema că s-a dus un pic a întins, dar menține media de 10. Deci în momentul în care ne apropiem pe media de 10 săptămânal, e de a căuta lungul. Ia un pic pe daily. Pe daily se spune că acum menține media de 10, după care se poate căuta un lung, dar și zona asta e foarte probabil să retesteze. Ok, 4 ore. Pe 4 ore, media 50. Deci dacă e să luăm o conform o ofentă, la nivelul ăsta aici e să putem să lucra o ofentă. Deci în nivelul ăsta aici poate deveni un trigger de a căuta un short pe nivelul ăsta. Deci dacă e să facem rupere aici, am, pe cum avem 50, trebuie să accelerez. Dacă nu accelerează și lucrează ofentă aici, aici, e de a intra long. Iar un pic 15 minute. Deci uitați ce înținț... nu, asta e, e extrem de murdar, nu aș lucra pe așa ceva. Da, nu, eu n-aș lucra într-o situație de genul, nu, deci aici e preferat de a lucra, de exemplu, pe, ia de un pic, 30 de minute, da, plus minus 30 de minute, dar e prea, e prea nervos, e prea, și murdar, destul de murdar, face spike-urile astea, un caracter aiure e fai, meta. Uh, b d mergem pe daily, ok, deci menține trendline-ul nostru, acum dacă e să închidem lumina sub media 10, mâine de exemplu ne zicem, o retestăm, e de preferat a căuta un short, o poate descărcăm până pe media 50 sau partea asta a trendline-ul ăsta, canalul ăsta care menține BYD. Ia un pic pe săptămânal, pe săptămânal poate eu îl consider un două atingeri pentru că intenția contează. Acum să vedem dacă e să lucrăm ceașca, de exemplu ne zicem retestăm zona asta sau retestăm 10 pe săptămânal după care ne ce aici să facem ruperea. Ar fi destul de bine. Nu chiar așa profund, deci poate să facă și ceva de genul, să testeze asta și să ne ducem să facem sus ruperea. Cum poate să ducă, de exemplu, testează iar canalul ăsta și ne ducem să facem ruperea. patru ore, 4 ore să ducem pe cam întins, dar Asta a avut și caracterul ăsta și aici, zona asta. Deci, asta e caracterul lui foarte, foarte interesant când au un uh, genul conformație de gen, cum creează un canal de genul așa frumos și lung, destul de lung. Ok, Disney. Pe Disney aici un n a aruncat ceașca, n-a rupt nivelul, deci 102, tot rămâne destul de trigger, 102.7. Ia să asta un pic, deci aici ai depus o alarmă în momentul care s-a Acum a rupt minimurile astea, n-a accelerat, s-a întors înapoi, lucrează nervos și asta, ia stăm un pic pe daily. dar vedeți aici într-o zonă de range care e la minimul ăsta, deci până la maximul ăsta, care lucrează fente, nu respectă media 50 pe daily. Ia să le un pic săptămânal. Săptămânal destul de urțică lumânarea asta, dacă închide așa. Precum a testat media 50 odată două ori, a treia oară când se zice, trebuie să, să o rupă, tot la fel, probabilitățile, probabilitățile sunt în favoarea noastră a treia oară, când se duce, nu, să zicem o două oară. Ia un pic două ore. Destul de urțel și el. La fel ca, cameta, e destul de nervos, pentru că aici este în, în zona de range. Ok, deci cam asta este tot meu acționare, ia de un pic uh, euro-dolar. Aici suntem pe euro-dolar. Ia să vedem din punct de vedere săptămânal, din punct de vedere săptămânal am atins precis media 200, deci mare atenție că acum este foarte probabil să începem să testăm media 10 minim, media 50 maxim. Ia e un pic pe daily. Pe daily zona asta este destul de lucrată, deci mare atenție în momentul în care ne apropiem deja minimul ăsta de aici, dacă este să fie și un minim săptămânal, deci minimul săptămânal avem aici. Ok, deci asta este trigger extrem, trebuie să fie și un minimul lunar ăla. Ok, deci este asta de aici minimul ăsta de aici devine trigger în momentul în care să ne apropiem de el pentru că îi, î, schimbă acum că este schimbul de săptămână minimul de săptămână următoare devine trigger și dacă e să atingem minimul de daily din săptămâna trecută spune, e ca un fel de lans, e ca un fel de ok după aia avem și minimul de astea aici deci foarte probabil să ne ducem să testăm media 50 pe daily pe euro dolaria ia de un pic 4 ori. Pe 4 ori deja lucrează conformație Partea asta a murdarit, de 50. Partea asta a menținut-o destul de bine. Acum să vedem dacă e să facă Ruperea și să închidă are sub de 50. Mare atenție. Ok, pentru mine e short uh, euro. Ia de un dolarul Dolarul. Tot rămân cu teoria de-a trecut pentru că dacă E ca euro o să scadă, dolarul să facă. Dolarul acum crește. Eu mă stau foarte foarte mulți facă fenta asta, gen fac una, două atingeri, lucrează aici o fentă după care recuperează imediat. Deci asta pentru mine era mult mai probabil lucrul ăsta, după care se necesită să testăm direct, că are, are caracterul ăsta dolarul, se necesită să în direct 200 sutele. Și încă rămân din teoria asta. Acum când o faci, și faci un minim mai, na, mai mare, destul de bine, pentru că asta devine oricum și o ceașcă short, o mega ceașcă short e dolar. Ia să lira, lira contra dolar. Lira contra dolar, dar trecut era un short la nivelul ăsta, în momentul în care era să rupă nivelul ăsta de aici, pentru că a făcut una, două, trei și să ducă să facă a patra atingere, n-a făcut-o, o să mergem după aia un time mai mic. Și cred v-am spus, a da trecut în cazul în care e să lucrez la de aici și să rupă nivelul la corpurile astea, cred că erau importante, trebuie să accelerez. Ok, deci am pus 50, nu știu ce am pus, 50, 50, de un pic pe 4 ore. Ok, dar trebuia să mențină mie 50 în momentul în care menține mie de 50. Trebuia să accelereze în momentul în care făcea ruptură la nivelul ăsta. Ceea ce a făcut, a rupt direct, s-a dus, a retestat. Asta mi nu-mi place la Forex, pentru că rup, retestează, reintră în nivel. Eu aici trebuia să închid lungul ăsta, după care lucrează ofent sunt se întorc înapoi. Nu-i nu suport cum nu fac ceva lucruri de genul. Oricum, cam asta este tot. Deci sper că v-a plăcut video. Nu uitați să dați like și subscribe. Ceau, ceau!